1 Cronici, capitolul 29, este rugăciunea lui David. Cu ani în urmă, el și-a zis, eu locuiesc într-o casă de lemn și cedru și cortul lui, sau chivotul lui Dumnezeu este un cort. Și când a venit prorocul Natan, i-a zis, vreau să-i fac Domnului o casă. El se gândea la isprăvile lui, la biruințele lui militare, la faptul că a lărgit regatul lui Israel ca pe vremea cea bună. Și Domnul îi spune, Davide, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Casa Domnului se zidește când vreau eu și cum vreau eu și prin puterea mea. Și el nu se supără, adună toate materialele pentru templu și când le-a adunat, cheamă norodul, îl pune pe Solomon pe tron și rostește rugăciunea pe care Răzvan a citit-o. Atunci când este vorba de zidirea casei Domnului, acesta este adevărul. Deși noi suntem chemați să conlucrăm cu Dumnezeu, dragii mei, noi nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului, zice Domnul oștirilor. Dar noi suntem în Apocalipsa, nu în Cronici. Și nu suntem nici măcar în alte texte care vorbesc despre zidirea unei case. Țineți minte structura cărții, capitolul 1, 2 și 3 și apoi lunga șir de profeții legate de planurile lui Dumnezeu din capitolul 4 cu 22. În capitolul 1 avem o triplă introducere. O introducere profetică, una epistolară și una apocaliptică și ceea ce introduce Ioan sunt 7 scrisori adresate celor 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Dar Dumnezeu nu se mulțumește doar să introducă lucrurile, ci El deschide înaintea lor planul lui Dumnezeu și avem toate textele din capitolul 4 la 22 care vorbesc despre lucruri din perspectiva celui ce este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Aduceți-vă aminte de faptul că toată cartea este pentru ei și toată cartea este pentru noi. De ce? Pentru că Dumnezeu este același, era și în veci. Vorbirea Lui rămâne normativă și relevantă în întreaga istorie. Dar ca să înțelegi vorbirea Lui, mai întâi trebuie să te întorci la ei, atunci și acolo. Și sunt multe lucruri care par să n-aibă nimic a face cu contextul nostru imediat. Dar Biblia n-a fost scrisă să ne răspundă nouă la întrebări, ci să ne-l prezinte pe Dumnezeu. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iar în mâna lui Dumnezeu este toată istoria, în căușul palmelor lui. Aduceți-vă aminte cum a început cartea. Ioan este pe insula Patmos și la un moment dat în ziua Domnului aude în spatele lui un glas puternic. Se întoarce să vadă glasul și vede 7 sfeșnice de aur și în mijlocul lor pe Fiul omului îmbrăcat într-o haină de in încins la piept cu un brâu de aur și încearcă să-l descrie, dar cade la picioarele lui ca mort, iar din gura lui primește o poruncă. Ce vezi? Scrie într-o carte, trimite-o la cele 7 biserici. Cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. În mâna Fiului omului sunt cele 7 stele. Are autoritate asupra cerului și asupra pământului. Ce vede Ioan? Pe împăratul în mijlocul împărăției lui care tocmai se înfiripa pe pământ. O ușă se deschide în cer și Ioan este invitat să se suie sus și se pomenește în sala tronului lui Dumnezeu. Încearcă să-l descrie pe cel ce șade pe tron, dar nu are cuvinte. În fața tronului este o mare de sticlă, 7 lămpi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu. Tronul este susținut de cele 4 făpturi vii, iar în jurul tronului sunt cei 24 de bătrâni sfetnicii lui Dumnezeu în problemele mântuirii oamenilor. Și dincolo de ei, zeci și mii și zeci de mii de îngeri. Tronul este meridianul zero al istoriei. Cerul nu este gol. Din tron ies glasul tunete și fulgere. El guvernează întreaga istorie. Dar când întorci pagina în capitolul 5, unul din bătrâni îl întreabă, oare cine va rupe cartea și pecețile?
Pentru că îngerul puternic nu primește niciun răspuns, Ioan începe să plângă și unul din bătrâni îi spune, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și în momentul acela, la mijloc, în locul leului, vede un miel care părea junghiat. Mielul se ridică și ia cartea din mâna dreaptă a celui ce șade pe tron și începe să-i rupă pecețile. La ruperea peceților, istoria pornește din Genesa 3:15 și ajunge până la sfârșitul istoriei, până când planurile, taina lui Dumnezeu se sfârșește, se încheie. Dar ce este extraordinar este că istoria nu începe cu problemele create de om, ci începe cu biruința gândită de Dumnezeu. Călărețul din tâi, pe un cal alb, e un războinic cu un arc în mână, îi se dă o cunână și a pornit biruitor, o biruință câștigată în veșnicii când a dezbrăcat slava lui și a zis, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a pornit biruitor ca să biruiască. Iar la sfârșitul capitolului 11 îl vedem împreună cu tatăl care stă pe tron, pe miel, domnind veșnic. Cu alte cuvinte, biruința gata câștigată. Ce se întâmplă în parcursul acesta al istoriei pe linia blestemului? În primul rând, se rup 7 peceți. Și am văzut prima pecete, este cuvântul de biruință, după care urgiile pe care Dumnezeu le-a chemat, sau tronul lui Dumnezeu le-a chemat pe pământ, încep să vină una după alta, lovind o pătrime din tot pământul. Apoi sună 7 trâmbițe. Și cele 7 trâmbițe măresc într-un fel necazul de la 1:4 la 1:3. Aduceți-vă aminte că atunci când au început să se rupă pecețile, după ruperea peceții a 6-a, se deschide paranteza din capitolul 7. După ruperea penultimei peceți, se deschide o paranteză, paranteza din capitolul 7. Iar când se rupe pecetea 7-a, pecetea 7-a deschide drumul pentru cele 7 trâmbițe. Dar după a 6-lea sunet de trâmbițe, se deschide din nou o paranteză în care ne aflăm noi astăzi. Paranteza din capitolele 10 și 11. Ce vrea să ne spună Ioan prin cele două paranteze? Paranteza din capitolul 7 adună toată istoria bisericii în cele două etape ale ei. Mai întâi iudeilor, apoi grecilor. Mai întâi 144.000, apoi o gloată mare care nu putea să o numere nimeni. Iar paranteza din capitolele 10 și 11 ne readuce în istoria poporului Israel. Ce s-a întâmplat cu Israelul? Dacă mă întorc în paranteza din capitolul 7, istoria bisericii, în mod evident, istoria bisericii se desfășoară în două etape consecutive, mai întâi iudeilor, apoi neamurilor. Sau, dacă citesc textul din Fapte, capitolul 1, versetul 8, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori iudeilor, adică Ierusalim și toată Iudeea, și de acolo Evanghelia merge spre neamul Samaria și până la marginile pământului. Când mă gândesc la textul din Apocalipsa, văd că între iudei se pecetluiesc 144.000 din toate semințiile, din cele 12 seminții ale lui Israel. Dar apoi planul lui Dumnezeu alunecă spre finalul ei, în care în fața tronului este o gloată mare care nu putea să o numere nimeni din orice neam, orice seminție, orice norod și orice limbă. Stăteau în fața tronului cu ramuri de finic în mână, cântând mântuirea, bucurându-se de ea. Și Ioan, care stă și asistă la toată scena aceasta, termină capitolul 7 cu aceste cuvinte. Mulțumesc lui Titi, care va citi pentru mine textele pe care eu le văd cu greu. Le intuiesc, dar e complicat de citit pentru mine. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Hai să citesc eu, să amplific ce nu se aude în sală. Căci mielul care șade pe scaunul de domnie va fi păstorul lor. El va călăuzi la izvoarele apelor vieți, iar Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.
Observați, suntem în capitolul 21 din Apocalipsa deja cu această afirmație, pentru că acolo șterge orice lacrimă din ochii de celor care sunt în prezența lui Dumnezeu. Ce bine e fără toate astea. Și ce rău e fără ele. Dacă mă mut în paranteza din capitolul 10 și 11, spuneam de la istoria bisericii, mă opresc la istoria lui Israel. Și dați-mi voie să iau capitolul 10 și să văd cele două secțiuni din el. În primele 7 versete, personajul principal, personajul central este îngerul puternic, cu un picior pe mare, cu celălalt pe pământ și are un anunț important de făcut. El ține o cărticică deschisă în mâna dreaptă. În versetele 8 la 11, personajul central se mută la Ioan. Ioan este personajul central și el primește o dublă misiune din partea îngerului. Deci îngerul și anunțul său, Ioan și mesaj sau misiunea sa. Dacă mă gândesc la anunțul îngerului din primele 7 versete, anunțul lui se referă la taina lui Dumnezeu, care acum ajunge la încheiere, la sfârșitul ei. Versetul 5. Pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer. Și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună pe care a vestit-o el robilor săi prorocilor. Mă întreb ce este taina lui Dumnezeu. Dacă citesc textul cu atenție, este o evanghelie. Vestea bună se traduce cu evanghelia. Deci taina lui Dumnezeu, într-un fel, trebuie să o caut în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Vestea bună sau evanghelia pe care o vestise el robilor săi prorocilor. Când? Cum? Vestirea a început cu cuvântul de întrupare din Genesa 3:15. Apoi, odată cu chemarea lui Avram, Dumnezeu a promis că va lărgi binecuvântarea pentru toate familiile pământului prin sămânța lui, jurând pe muntele Moria din pricina ascultării lui Avram. Și apoi, profet după profet, reia această veste bună și o amplifică. Gândiți-vă doar la Isaia, capitolul 53. Petru adună toată această vorbire a lui Dumnezeu prin profeți în versetele 10 la 12 din primul capitol al primei lui epistol. Versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimele lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Observați ce este în atenția tuturor prorocilor de-a lungul Vechiului Testament, patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia. Evanghelia, vestea bună. Prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Taina lui Dumnezeu este planul de mântuire ctitorit de Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos. Planul de mântuire în Hristos, pregătit din veșnicii, anunțat începând cu Genesa 3:15 și care se va finaliza la ultimul sunet de trâmbiță. Când mă gândesc la Apocalipsa, capitolul 11, versetele 15 la 18, sună ultima trâmbiță și planul lui Dumnezeu a ajuns, taina lui Dumnezeu s-a împlinit. Versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său.
Și împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în veci vecilor. În vecii vecilor. Versetul 16. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, atotputernice care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. A venit mânia ta, vremea să judești pe cei morți, a venit ziua Domnului, în care trebuie să răsplătești cei de răsplătit și să pedepsești cei de pedepsit. Nu-i așa când Domnul Iisus vine să judece în parte pe oameni, cum desparte păstorul oile de capre, pe unii la dreapta, alții la stânga, unor le spune veniți, altora le spune duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Când va avea loc acest ultim sunet de trâmbiță? În versetul 3, când îngerul strigă, răcnește ca un leu, 7 tunete încep să vorbească și Ioan dă să scrie ce au spus cele 7 tunete. Și un glas din cer îi spune, nu scrie, pecetluiește ce au scris tunetele. Pecetluirea, dragii mei, înseamnă amânarea ultimului sunet de trâmbiță. Pecetluirea, așa spune și cartea Daniel, pecetluiește aceste prorocii până la vremea sfârșitului. Iar lui Ioan îi spune, nu pecetlui cartea aceasta, vremea este aproape. Pecetluirea semnalează amânarea, alte lucruri trebuie să se întâmple până la ultimul sunet de trâmbiță. Până atunci, până la ultimul sunet de trâmbiță, mai sunt multe de făcut. Ioan primește o dublă misiune. Pe de o parte, să anunțe pedepsirea lui Israel, iar pe de altă parte, să prorocească din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. O dublă misiune. Una pentru Israel și alta pentru neamuri, dragii mei, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Versetul 8. Și glasul care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: Du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-o și mănânc-o. Ea îți va mărâ pântecele, dar în gura ta va fi de dulce ca mierea. Amar și dulce. De ce dulce în gura mea și amar în pântecele meu? Atunci când accepți voia lui Dumnezeu, voia lui este bună, plăcută și desăvârșită. Dar mesajul pe care l-ai de transmis nu-i totdeauna plăcut. Și asta era problema lui Ioan. Dragii mei, el acceptă voia lui Dumnezeu, dar are de vorbit despre pedepsirea poporului său, despre pedepsirea lui Israel, despre faptul că secerișul pentru Israel se încheie și Duhul lui Dumnezeu se mută mai departe ca să vorbească celor din Samaria și până la marginile pământului. Versetul 10. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Notați, vă rog, trebuie să prorocești din nou, ceea ce îmi sugerează că a existat deja o prorocie, a existat deja o lucrare și o parte, o etapă din planul lui Dumnezeu este împlinită. Acum trebuie să prorocești din nou, dar pentru un alt auditoriu, o altă audiență, la noroade, neamuri, limbi și împărați. Apocalipsa, capitolul 10, conține deci două lucruri. Pe de o parte, anunțul îngerului, pe de altă parte, mesajul pe care Ioan îl primește sau misiunea pe care Ioan îl primește și trebuie să o îndeplinească. Oare ce să fie în capitolul 11? În primele două versete, practic se vorbește despre pedepsirea lui Israel. Și apoi, în mod ciudat, din versetul 2 până în versetul 3 se cască o prăpastie de milenii
Pentru că versetul 3 la 14 deja ne trimite în spațiul escatologic, atunci când Dumnezeu se va întoarce cu fața spre poporul său, Zaharia capitolul 12 la 14, Hristos va călca cu piciorul pe muntele măslinilor. Iar versetele pe care le-am citit deja este ultimul sunet de trâmbițe și încheierea planului mântuirii lui Dumnezeu. Dați-mi voie să luăm primele două versete care vorbesc despre pedepsirea lui Israel sau, într-un fel, sfârșitul secerișului pentru Israel. Apoi, mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului, las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Două lucruri. Măsoară ceva și lasă ceva nemăsurat. Ceea ce e lăsat nemăsurat este lăsat nemăsurat pentru nimicire. A fi călcat în picioare nu înseamnă, dragii mei, nimic mai puțin decât a spus Domnul Iisus: când searea își pierde gustul, nu mai are putere de a săra și atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Ori Israel își pierduse gustul. În apostazia lui Israel urma să fie călcat în picioare. 3 ani și jumătate a durat împresurarea Ierusalimului, dărâmarea templului, dragii mei. Dar ceea ce a măsurat Ioan este templul lui Dumnezeu, altarul și cei ce se închină în el. Vă duc înapoi în cartea Apocalipsa. În ziua cincizecimii, ucenicii erau la Ierusalim, Duhul se coboară peste ei și atunci ies în cetate și o mulțime se adună în jurul lor. Petru începe să vorbească. Oamenii au rămas străpunși la inimă și au strigat: fraților, ce să facem? El le dă răspunsul: pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui. Cine este templul lui Dumnezeu? Cei care au Duhul lui Dumnezeu. Dar în această primă perioadă, unde se întâlnea biserica? Erau în fiecare zi nelipsiți de la templu, da? În fiecare zi nelipsiți de la templu. Cine erau închinătorii adevărați? Cine erau templul lui Dumnezeu? Cei care primiseră Duhul lui Dumnezeu și în fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Dar presiunea împotriva lor, prigoana împotriva lor, începea să crească de la o zi la alta. Acum când citim Evangheliile și Epistolele, elementul ăsta devine clar. Evanghelia este propovăduită mai întâi iudeilor, apoi neamurilor. Dar și pedeapsa cade mai întâi peste iudei, apoi la judecata din capitolul 20 vine și peste neamuri. Orice n-a fost găsit scris în cartea vieții este aruncat în iazul de foc. Acest tipar îl sublinează Domnul Iisus în pilda fiului nunții de împărat. Poate mai țineți minte pilda, vă aduc aminte de ea. Împăratul a hotărât să facă nuntă fiului său. A tăiat vițele îngrașate, a pregătit ospățul, totul era gata. Și a trimis robii la cei poftiți la nuntă. Veniți la nuntă, totul este pregătit. Dar ei s-au bătut joc de ei, i-au ucis cu pietre. Și atunci împăratul în mânia lui și-a trimis oștile lui ca să nimicească pe ucigașii aceia și să le ardă cetatea. După care își trimite robii din nou la răscrucea drumurilor: adunați-i pe toți, buni și răi! Și sala de ospăți s-a umplut. Observați, în pilda Domnului Iisus Hristos, mai întâi sunt chemați cei poftiți la nuntă, apoi cei de la răscrucea drumurilor. Ioan a primit o dublă misiune. Pe de o parte, el anunță venirea oștilor lui Dumnezeu să calce în picioare Sfânta Cetate, pe ucigașii aceia, să le ardă cetatea. Dar în același timp, Ioan primește porunca de a proroci din nou cu privire la noroade, neamuri, limbi și împărați. Când mă gândesc la paranteza noastră, în paranteza aceasta din capitolul 7, sau în paranteza din capitolul 7, am avut istoria bisericii. Dar ne întrebăm, oare care să fie soarta lui Israel?
Dumnezeu i-a folosit pe ei să aducă pâinea caldă pe scena istoriei, pe Hristos, Mântuitorul, pe scena istoriei, și lor li s-a oferit mai întâi invitația de a veni la ospăț. Dar ei au refuzat lucrul acesta și cortina cade peste istoria lor. Dumnezeu îi împietrește și îi trimite la coada rândului. Ascultați cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 23, versetele 37 la 39. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii sub aripi și n-ai vrut. Iată, vi se va lăsa casa pustie. Căci vă spun că de acum încolo, de acum, acum știm când este acum, dar când va fi sfârșitul încolo? De acum încolo, nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dragii mei, lucrul acesta se va întâmpla în escaton, în viitor, când Hristos va călca cu piciorul pe muntele măslinilor care se va despica și când îl vor plânge pe cei ce l-au străpuns, versetul 7 din capitolul 1, iată, el vine pe nori, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. De acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Zaharia înțelege cuvintele Domnului și când scrie profeția, interesant, între 9 și 11, 12 și 14 se cască acel de acum încolo, prăpastia care din perspectiva noastră durează de 2 milenii. Între ultimul verset din 11 și primul verset din 12 este această imensă prăpastie. Dumnezeu tace. Așa cum tace de la ultimul verset al capitolului 19 din Numeri, capitolul 20. 38 de ani de tăcere, dragii mei. Pe Dumnezeu nu-L interesează istoria respectivă. Acum, dacă mă gândesc la cele două blocuri de text, prima venire și a doua venire, prăpastia dintre ele este mai bine de 2000 de ani. Dați-mi voie să iau același tipar, să-l mut peste textul din Apocalipsa. Primele două versete, pedepsirea lui Israel, prima venire a lui Hristos, profeția din Matei 24, se împlinește aici. Dar în lumina cuvintelor rostite pe care le-am citat din Matei 23, dragii mei, versetul 3 alunecă până în escaton, până la sfârșitul istoriei. Și tot ce citim despre cei doi proroci, le iese foc din cer, transformă, toate astea se vor întâmpla într-o cetate care este Ierusalimul, apostat din vremea respectivă și care trebuie să întoarcă la Dumnezeu când presiunea va crește împotriva lor. Apocalipsa, capitolul 11, versetele 3 și 4. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Doi măslini, două sfeșnice care stau înaintea Domnului întregului pământ. Pe muntele schimbării la față, când Domnul Iisus se transfigurează, apar două ființe. Cine erau cele două ființe? Moise și Ilie. Aceștia sunt cei doi măslini, cele două sfeșnice. Practic, referirea la măslini și sfeșnic ne trimite la Zaharia, capitolul 4. Și în capitolul 4, îngerul întreabă pe Zaharia, ce vezi? Păi, văd un sfeșnic cu totul de aur, văd un vas plin cu un de lemn, văd 7 candele, văd 7 țevi pentru cele 7 candele și văd 2 măslini. Și ce înseamnă lucrurile acestea? Nu știu, zice. Și acum ascultați tălmăcirea îngerului. Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va întâmpla nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Lucrul acesta, întrebarea este, care lucru? De ce face Ioan paralela cu textul din Zaharia? Să ne aducem aminte de istorie. În 539 cade Babilonul. Edictul lui Cir permite repatrierea iudeilor. Zorobabel conduce primul val de repatriați. Ajung în țară, după o călătorie lungă și istovitoare, templul este dărâmat și în mijlocul dărâmăturilor ridică altarul și începe sistemul jertfelor. Dar erau cu toate lucrurile în valize, plecați de 70 de ani, unii născuți în robie, aveau copii, animale, aveau și ei nevoi personale.
Și timp de 18 ani, casa Domnului stă dărâmată. Răbdarea lui Dumnezeu se termină și trimite ultima solie, doi proroci, pe Hagai și pe Zaharia. Hagai tună și fulgeră împotriva lor. N-a venit vremea pentru zidirea casei Domnului, ziceți voi, dar pentru voi a venit vremea să vă zidiți case și să căptușiți cu tavane de lemn? Ia duceți-vă și aduceți și apucați-vă la treabă. Nu vă uitați ce vi se întâmplă de 18 ani, semănați mult, culegeți puțin. Zaharia, și așa-i Domnul, una caldă, una rece, vine cu încurajare. Și ascultați, vă rog, încurajarea lui Zaharia, versetul 7. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra aceea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor și isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Cine zice, disprețuiește ziua începuturilor slabe? Cine zice, disprețuiește ziua începuturilor slabe? Cine zice, disprețuiește? N-avem resurse, muntele este mare, e greu, nu-i acum vremea pentru... Cine zice, disprețuiește începuturile slabe? Acești șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești șapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Lucrul acesta nu se va întâmpla nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Care lucru? Observați, Zorobabel stătea în fața unor dărâmături, începuseră lucrarea, așezaseră templu, dar de 18 ani o lăsaseră baltă. Și, practic, ce anume se va face prin Duhul Domnului? Zidirea în continuare a templului lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă mut în Apocalipsa. Ioan primește o dublă misiune. Mai întâi anunță pedepsirea lui Israel, dar pe urmă vorbește despre neamuri, noroade, spre lărgirea, continuarea zidirii casei, templului lui Dumnezeu, acel templu din pietre vii, zidirea în continuare a templului Dumnezeu. Problema este că Zorobabel zidea un templu de pietre, iar Ioan trebuia să zidească un templu de pietre vii. Templele diferă. De ce? Pentru că în templul de piatră a lui Irod s-a oprit Domnul Iisus și a zis, stricați templul acesta și în 3 zile voi zidi iarăși. Au trebuit 64 de ani ca să fie zidit templu. Și tu îl vei rezidi în 3 zile? Și Ioan spune, el vorbea despre templul trupului său în care locuia trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Templul lui Dumnezeu și adevărat închinător, nu-s nici aici, nici acolo, ci se închină în Duh și în adevăr. Și aceasta este lucrarea care trebuia păstrată, de aceea a fost măsurată și continuată până la sfârșitul ei, până la împlinirea ei. În calea zidirii templului și a unui așa celuilalt era un munte mare, un munte mare, în care a lui Zorobabel a lipsa resurselor. De 70 de ani era în robie, veniseră în geamantane, ce au putut aduce cu ei. Pe de altă parte, era vrășmășia popoarelor din jur. Un munte mare. În calea lui Ioan era tot un munte mare. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, și pe deasupra este suferință, prigoană din partea sinagogii satanei, din partea neamurilor din jur. Un munte mare. Cine ești tu, munte mare? Te vei face într-un loc șes. Când Dumnezeu vrea să-și facă lucrarea, dragii mei, nimic nu poate sta în calea Lui. Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va întâmpla nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Acesta este cuvântul Domnului către Ioan sau către biserici și sună astfel. Lucrul acesta nu se va întâmpla nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Care să fie rolul celor doi martori și ce lumină aruncă ei asupra zidirii în continuare a templului lui Dumnezeu? Prin semnele pe care le fac, ei sunt asociați cu Moise și Ilie. Moise schimbă apa în sânge, Ilie cere foc din cer și închide cerul să nu ploaie timp de 3 ani și jumătate.
Ei practic impun legea lui Dumnezeu și oricine vrea să le facă rău trebuie să piară în felul acesta, spune textul. Dar dacă vă gândesc la cele două figuri vechi testamentare, Moise a trebuit să înfrunte sistemul politic și religios al Egiptului. Ilie a trebuit să înfrunte sistemul religios apostat al lui Israel. Dragii mei, acești dușmani au luptat și luptă și vor lupta împotriva lui Dumnezeu de-a lungul întregii istorii. Gândiți-vă la viața Domnului Iisus Hristos. Cine l-a pus pe cruce? Romanii au bătut cu el în pălmile lui, dar cine l-a dat la moarte? Sistemul religios apostat al lui Israel. Farisei, pereții văruiți, dragii mei, pe care îi condamnă Domnul Iisus. Gândiți-vă apoi la urmașii lui, la ucenici, la cele 7 biserici, la biserica de-a lungul întregii istorii. Întotdeauna aceste două forțe au luptat împotriva lor. Când întoarceți pagina în capitolul 13, aveți forța politică și forța religioasă apostată împotriva Bisericii lui Hristos. Aceasta este bătălia pe care biserica trebuie să o dea și trebuie să o dea de-a lungul istoriei. Versetul 7. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din adânc, va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cea mare, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Clar că este vorba de Ierusalim. Nu uitați, suntem în escaton, suntem în viitor. Cei doi martori, după părerea mea, sunt două ființe, da? Care au puterea să impună legea lui Dumnezeu și vom ajunge în capitolul 20 cu voia lui Dumnezeu. Dar versetul 9 continuă. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte. Ca să fie posibil așa ceva, trebuie să fim în vremuri ca ale noastre. Orice eveniment televizat poate fi prin satelit, trimis pe tot pământul. Poți să stai 3 zile și jumătate să vezi ce se întâmplă în orice colț al lumii. Nu? În orice colț al lumii, în zilele noastre. Și nu vor da voie să fie puse trupurilor moarte în mormânt. Versetul 10. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora. Pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar, după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Nu-s povești astea. 3 zile și jumătate să stai în căldura din Ierusalim, nu știm exact ce anotimp va fi, intri în putrefacție și pe urmă Duhul de viață lui Dumnezeu să intre în tine? Poate că aș putea gândi așa dacă nu mi-aș aduce aminte de Lazar. Domnul Iisus în adins, în târzie, și când ajunge la cele două surori, la Marta și Maria, Marta îi spune, miroase greu, Doamne, miroase greu, dați piatra la o parte, la un singur cuvânt, Lazare, vin afară, Lazar, a ieșit levitând din mormânt, dragii mei, înfășurat tot. Cu alte cuvinte, cel care vorbește, zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă. Versetul 12. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer. Iar vrăjmașii lor i-au văzut. I-au văzut. Am mai văzut pe cineva suindu-se într-un nor spre cer. Într-un trup care a zis, puneți degetul. Palma, aveți ceva de mâncare? S-a suit spre cer. Versetul 13. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Citiți Zaharia 12:14. Când Hristos va păși pe muntele măslinilor, ei îl vor vedea pe cel pe care l-au străpuns și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Dar știți când se va întâmpla treaba asta? Când 2/3 din ei vor muri
în războiul care fiara o va porni împotriva lor. Versetul 14, prima a doua nenorocire a trecut, iată că a treia nenorocire vine în curând. Două nenorociri sunt pe cet și trâmbițe, a treia sunt potirile. Și toate acestea trebuie așezate înaintea ultimului sunet de trâmbiță, când Hristos va veni, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, împreună cu sfinții săi, sau Apocalipsa, capitolul 19. Ce au toate astea face cu noi? Ce au toate astea face cu noi? Am văzut că Ioan primește o dublă misiune, să anunțe pedepsirea Ierusalimului și să prorocească din nou cu privire la noroade, neamuri, limbi și împărați. Cu alte cuvinte, să pornească Evanghelia spre marginile pământului. Ierusalimul a căzut în anul 70, iar în anul 135, după răscoala lui Bar Kokhba, este arat și transformat într-o cetate păgână și un picior de evreu n-a mai putut călca în cetate până la Constantin cel Mare. Un picior de evreu. Dar propovăduirea, să prorocească din nou această prorocie, această vorbire oamenilor spre zidire, sfătuire, prezentându-le Evanghelia, trebuie să continue până la ultimul sunet de trâmbiță. Noi ca biserică ne pregătim, ne frământăm și ne gândim care să fie scopul bisericii, încotro trebuie să investim energiile noastre. Și consensul este că după ce am pus accentul pe cuvântul lui Dumnezeu, ar fi cazul să-l scoatem de sub obroc și să-l ducem în cetate, nu-i așa? Să-l punem în sfeșnic, să lumineze celor din casă. Și încetişor am migrat spre mandatul pe care Hristos l-a dat bisericii. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dar lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Și de aceea textul se încheie astfel. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Puterea Lui nu e a noastră. Dragii mei, fără Duhul lui Dumnezeu noi putem face programe. Putem ademeni oameni la tot felul de lucruri interesante, așa cum ne împinge firea pământească. Dar biserica nu e a noastră, nu e un club. Biserica, dragii mei, e a lui Hristos. Și de aceea cred eu că mesajul este clar și pentru noi. Lucrul acesta este complicat, pentru că secerișul este mare, lucrătorii sunt puțini și pe deasupra sunt foarte multe probleme, suferințe, prigoane. În acest context se zidește împărăția lui Dumnezeu. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Versetul 6. Acesta este cuvântul Domnului către noi și sună astfel. Lucrul acesta, zidirea împărăției lui Dumnezeu, accesul nostru în cetate, chemarea oamenilor la Hristos, nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Pentru biserică, paranteza din capitolele 10 la 11 este o încurajare și o garanție. Încurajarea vine din cuvintele îngerului. Îngerul și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor că nu va fi nicio zăbavă, ci când va suna al șaptelea înger, din trâmbița lui se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună, după Evanghelia vestită robilor săi, de el robilor săi proroci. Iar garanția o avem în ultimele versete din capitolul 11. Împărăția va fi așezată. Dumnezeu și Hristos vor domni. Dumnezeu și Hristos vor domni. Sar peste textul pe care l-am citit, dragii mei, și vreau să vă spun că ziua în care El va răsplăti pe robii săi, prorocii, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele Lui și va prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul, noi departe. Toate semnele încep să arate în direcția aceasta. Așadar, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul,
ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. De aceea, pe oricine mă va mărturisi... Hai să-l citim cu toții. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Pe oricine care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu Tatălui meu care este în ceruri. Oricine? E și tu și eu. Fiecare la locul nostru, cu cine a pus Dumnezeu în mână, acolo unde ne-a așezat El. În Fapte 1 cu 8, ni se spune, secerișul este mare, dar sămânța trebuie să o aruncăm noi. Suntem chemați să semănăm sămânța. Acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, în clasă, la locul de muncă, în familie, în societate, ne uitând că lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Amin. Amin.